Doi tineri au fost găsiți spânzurați luni dimineață. Unul dintre ei avea 31 de ani și era din comuna Drăguțești. Trupul său a fost găsit de familie într-o anexă a gospodăriei. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că în noaptea de 21 spre 22 mai anul curent, un bărbat de 31 de ani în comuna Drăguțești s-a spânzurat în anexa gospodăriei fără a se cunoaște motivul. Echipajul medical a ajuns la fața locului a constatat decesul bărbatului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Al doilea tânăr a fost găsit fără viață într-o pădure din apropierea localității Tismana. Descoperirea șocantă a fost făcută de o vecină. Tânărul avea 28 de ani și fusese la muncă în străinătate. Polițiștii poliției orașului Tismana au fost sesizați de către un bărbat din orașul Tismana despre faptul că fiul său s-a spânzurat în pădure. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat un tânăr de 28 de ani din orașul Tismana spânzurat de un fag în pădurea satului Sohodol. Trupul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. În ambele cazuri, poliția a deschis dosare penale pentru ucidere din culpă.